Iubiți și colegi, și împreună studenții în Școala Prieteniei cu Dumnezeu, vreau să resubliniez faptul că aceasta este cea mai însemnată școală la care am participat vreodată în viața noastră. Cele mai însemnate cursuri sunt acele ale Prieteniei cu Dumnezeu, nu neapărat acestea care. Le parcurgem împreună, acestea sunt poate mai mult sugestive, ne deschid orizontul spre a gândi și a înțelege însemnătatea prieteniei cu Dumnezeu, dar este vorba de școala prieteniei cu Dumnezeu, care este întreaga noastră viață, din care și prin care învățăm cel mai însemnat lucru cu privire la Dumnezeu, și anume că El este prietenul nostru și Dumnezeu ne dorește să fim prietenii Lui. Știu, știu ce a scris cineva că niciodată Dumnezeu nu, nu, nu ne spune nouă, El ne spune că noi suntem prietenii Lui, dar nu ne spune că El este prietenul nostru. Nu l-am înțeles pe omul acesta. Nu poți să numești pe nimeni prieten, altă fără a fi prieten, în egală măsură. Astfel, iubiții mei, astăzi vom învăța ceva de o rară însemnătate, cel puțin pentru mine a fost o tresărire, se numește Botezul Cugetului. Aceasta e partea întâia și o să parcurgem săptămâna care urmează, partea a doua. Botezul Cugetului. Unii dintre dumneavoastră care ați crescut încă mine creștine sau ne-ați urmărit de multă vreme sau ați urmărit cuvântul lui Dumnezeu pe diverse mijloace media, mi-ați scris că ați dori să, să primiți botezul. Și, sigur, lucrul acesta este poate hotărârea pentru care ne-am născut pe pământul acesta, legământul lui Dumnezeu cu noi și legământul nostru cu noi înșine și al vieții noastre și împreună cu Dumnezeu. Botezul nu are de-a face cu Ceea ce tradițional se înțelege a fi, și anume scufundarea corpului în apă. Aceasta se întâmplă, de fapt, și în alte împrejurări, și lucrul acesta nu diferă, în esență, fizic vorbind. Adevăratul botez, adevăratul înțeles al botezului este legat nu de corpul nostru scufundat sub apă, ci este legat de cu totul altceva, și aș dori din start să mergem în 1 Petru, capitolul 3, versetul 21. Botezul, spune Petru aici în textul acesta, vă mântuiește acum pe voi, cine va crede și se va boteza. O, și atunci, mi se pare un lucru ușor de făcut și pentru mulți oameni, și foarte ieftin dacă este vorba într-o astfel de tranzacție. Problema este că am, ca și Israelul din vechime, am înțeles um, parțial lucrul acesta. Um, nu este, spune Petru aici, în botezul, nu este o curățare de întinăciunile trupești. Nu. Ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Isus Hristos. Aceasta este definiția Dumnezească a botezului. Nu toată lumea care coboară în apă se botează. Se botează doar acela a cărui a, a mărturie, a mărturia cugetului lui este o mărturie curată, este un cuget curățat, curat, Cuget curat, dar nu prin exerciții sau prin ce a făcut un om, diverse proceduri mentale sau caută să ignori, să uiți diverse, nu ci este prin învierea lui Isus Hristos. O să învățăm împreună noi care este calea pe care cugetul nostru este curățat. Botezul nu este legat de trupul nostru sub apă. Acesta este simbolul vizibil al unei lucrări nevăzute și anume a mărturiei unui cuget curat. Cugetul este curat. Cugetul este curat. Mulți oameni au încercat să schimbe manierele, să schimbe modul de viață, stilul de viață, să schimbe alimentația, să schimbe ce beau, ce trăiesc. Ce Lucrul acesta a fost ca și cum ai tăia frunzele unui copac, au crescut la loc. Adevărata lucrare a Duhului Sfânt este curățirea cugetului. Când cugetul este curățit, atunci întreaga ființă este informată de acest cuget curat și ea acționează ca atare și, prin urmare, ca un efect al acestui cuget curat. Mergem cu ajutorul lui Dumnezeu și ne ocupăm de prima parte a acestui lucru. Mărturia cugetului nostru este cel mai însemnat lucru cu privire la ființa noastră și la viața noastră nu aș pune semn egal între mărturia cugetului nostru, cugetului meu și ceea ce știe Dumnezeu despre mine. Eu în cugetul meu mă cunosc în parte, înțeleg în parte cine sunt și ce fac. Cel ce mă cunoaște de plin este Dumnezeu. De aceea voi supune mărturia cugetului meu lui Dumnezeu. Și totdeauna voi alerga la Dumnezeu pentru orice fel de problemă de cuget fie că e vorba de înălțarea sufletească, fie că e vorba de înălțarea de sine sau a eului nostru, fie că e vorba de înjosirea ființei noastre, vom alerga la Dumnezeu cu mărturia cugetului nostru. Dar mărturia cugetului nostru, cugetul nostru, este martorul cel mai apropiat, cel mai, dacă pot spune, autentic și adevărat, real martor al vieții și ființei noastre. De ce? În afara noastră, oamenii văd ce facem, dar oamenii nu știu de ce facem lucrul acesta, ce, ce, mână ființa noastră să facem lucrul acesta. Ei nu știu ce emoții trăim noi în timpul acesta, ei nu știu ce agenda avem noi în lăuntru sufletului. Ei au văzut fapta în afară. Dumnezeu nu judecă lucrurile după înfățișare, după exterior, ci le judecă după adevăr. El nu va judeca, așa astfel spune cuvântul profetic despre Mântuitorul nostru, el nu va judeca după aparență, după înfățișare, ci va judeca după adevăr. Și noi suntem chemați să ne judecăm singuri în lumina mărturiei cugetului nostru. De asemenea, când vorbim de judecată, nu vorbim de, de condamnare, de justiție în sensul în care știm noi. Când vorbim de judecată, vorbim de un proces de cunoaștere, de recunoaștere, de înțelegere a situației și de vindecare, de salvare, de mântuire. În acest proces, un rol extraordinar de important, total, care nu poate fi depășit practic de nimic pământesc sau social sau uman, și anume mărturia cugetului nostru în definirea ființei noastre. Ce spune ție cugetul tău cu privire la ceea ce s-a întâmplat, sau la ceea ce vezi în tine, sau la ceea la, la cugetul tău este martorul lui Dumnezeu în tine. El este acela care te mustră, te ceartă, te îndeamnă. De aceea el trebuie păstrat, trebuie, e o luptă. Am o întrebare pe care... Care, o întrebare care a fost adresată lui Ioan Botezătorul, dar care ne este adresată și nouă, bineînțeles. În Ioan 1.22, Scriptura spune ce zici tu despre tine însuți? Care este mărturia ta, mărturia cugetului tău cu privire la tine însuți? Cineva care te vede poate să tragă o concluzie sau alta spre exemplu a venit femeia sunamită și s-a aplecat în rugăciune și a îmbrățișat picioarele lui Elisei și cu fața la pământ se ruga și Gehazi a fost deranjat de gestul acesta, nu se poate să te atingi tu de el sau ceva. Și a interpretat negativ acest lucru. Profetul i-a spus, lasă, Supărarea o aduce aici, nu ce te gândești tu. Îi murise copilul. De la ce se întâmplase și ce știa ea în cugetul ei despre ea, până la ce a văzut Gehazi de lângă Elisei, era drum foarte lung. De aceea, revin spunând, mărturia pe care ți-o dă cugetul tău despre tine este extrem de importantă. S-ar putea să fie acuzat de anumite lucruri sau s-ar putea să fie lăudat pentru altele. Lucrul acesta trebuie supus mărturiei cugetului tău. Tu știi bine ce simți, tu știi bine ce intenție ai avut, tu știi ce plan ai avut, tu știi cine ești tu înăuntru sufletului tău, în bine sau în rău. Și atunci, mărturia aceasta a cugetului tău este la dreapta ta ca să te îndrepte, să-ți îndrepte pașii spre Dumnezeu. Ce zici tu despre tine însuți? În Romani, capitolul 12, 2, versetul 14, Biblia spune că. În de fapt, Dumnezeu a descoperit și a scris legea binelui și a răului, legea iubirii, în conștiința oricărei ființe umane, cuget, în cuget, a înscris lucrul acesta. Nu a fost nevoie de niciun fel de sistem religios, de niciun fel de sistem teologic, de nimic. Mărturia cugetului este scrisă de Dumnezeu, mărturia legii lui Dumnezeu, versetul 15, lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Și, acum, fiecare ființă umană va fi și este judecată după raportul dintre lucrarea legii iubirii pe care a scris-o Dumnezeu, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele, ca pe tine însuți, lucrarea aceasta, deci viața noastră este evaluată, fiecare ființă umană își evaluează viața, prin raportul dintre legea iubirii scrisă în conștiința noastră și mărturia cugetului nostru cu privire la purtarea noastră. Este purtarea ta în armonie cu legea iubirii care a scris-o Dumnezeu în conștiința ta? E pasul acesta pe care l-ai făcut un pas bun, este o binecuvântare, este în armonie cu Dumnezeu. Aceasta e mărturia cugetului. Când David descrie lucrarea cugetului lui în timpul păcătuirii lui grozave, el spune. Vorbește despre lupta aceasta cumplită, cum mi se usca sufletul mine, ca, ca lutul și grăpa și suferința aceasta teribilă, și aceasta era lupta cugetului. De multe ori au apărut în lumea noastră și din nenorocire și din nefericire, uneori se ofere chiar de la amvon anestezice pentru cuger. Cugetul nu are nevoie de anestezice, el, trebuie, el își face lucrarea, el pune poveri grele pe conștiința omului căzut în păcat, nu pentru a-l scufunda în mocirlă, ci pentru a-l vindeca, pentru a-l ridica, pentru a-l salva și a atenua sau a anestezia lucrarea cugetului spunând, nu e mare păcat, tu poți să faci asta personal. ce cei mai mulți, las că alții fac mai rău și n-am făcut cine știe ce, sau și ce mare lucru am făcut, sau... Aceasta, acesta este un anestezic administrat cugetului nostru pentru a-l face să nu mai simtă gravitatea și grozăvia păcatului și să nu mai uh, lupte să trezească pe om și conștiința lui la realitate. Aceasta face, aceasta este rolul mărturiei cugetului. Nu stingeți duhul, spune Biblia. Dacă te mustră cugetul rău de tot scoală-te în opți și, spune Biblia. Biblia, du-te la aproapele tău și îndreaptă ce ai făcut rău, dacă, dacă, simți mărturia cugetului tău. Dacă nu mai simți mărturia cugetului tău și mintea ta știe că ai făcut rău, dar nu te mai mustră cugetul, cum se întâmpla altădată, aleargă la Dumnezeu. E nevoie de o înviere a cugetului tău și a lucrării lui. Doamne, nu mă lăsa în voia cugetului meu bolnav sau mort ci luptă-te Tu, Doamne, să așezi în mine o inimă nouă și un Duh nou, care să-mi dea uh, simțământul realității pentru tot ceea ce se întâmplă. Pavel și a martor când le spune, Evreilor, în Epistola către romani în capitolul 9, el își ia un martor pentru cuvintele pe care le spune. Le spune că uh, îi, îi iubește cu tot sufletul și este gata să piară mai degrabă decât să-i vadă pe ei pierind. Și ca martor nu ia pe Timotei sau pe Tit sau pe cineva care era acolo, ci ca martor ia cugetul lui. Uh, spun adevărul în Hristos. În primul rând și doi, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt, nu de firea pământească, îmi este martor. Acest lucru ne vorbește nouă cu privire la, la importanța mărturiei cugetului. Cugetul tău este martor când vorbești ceva, când faci un lucru sau altul sau când nu vrei să-l faci sau amâni am sau așa. Știi motivul pentru care faci lucrul acesta. Aceasta este mărturia cugetului tău. Eclesiast, capitolul 7, 21, ne spune că inclusiv atunci când păcătuim, cugetul nostru și, și când cineva păcătuiește împotriva noastră sau ne vorbește de rău sau ne, ne îndereptățește într-un fel sau altul, noi trăim un fel de revoltă teribilă. Ne revoltăm și atunci Biblia spune în Eclesiast, capitolul 7, 21, nu te supăra. Nu lua seama la tot ce se spune despre tine, că auzi pe unul că te vorbește de rău. Aduți aminte de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Păcatul pe care cineva îl face împotriva noastră este cât un munte și același păcat pe care îl facem noi împotriva altului, aceeași vorbă, vorbim și noi de altul și altul de noi, în ochii noștri pare un mușor de furnici. Aceasta nu este reală discrepanța aceasta nu este reală. Dacă păcatul aproape lui meu împotriva mai este un munte, atunci și păcatul meu împotriva lui este tot un munte. Știe inima ta de câte ori și tu ai vorbit de rău pe alții. În apărarea vieții personale în fața tribunalului, Pavel din nou apelează la cugetul lui. Am trăit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu. Da. Nu am spus că am trăit bine, că am trăit cel mai bine, că eu sunt măsura lucrurilor. A spus că am trăit după cea mai bună lumină pe care am avut-o eu în cugetul meu. Și spune Pavel. și într-adevăr, că într-o vreme el credea că trebuie să facă multe lucruri împotriva Mântuitorului. Și așa, cugetul lui acolo era. Dar în momentul în care a întâlnit lumina adevărată, el s-a supus luminii și nu impulsurilor cugetului lui sau tradițiilor lui. Mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru, spune Pavel, Biserici unde slujea, că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, nu ale noastre. Nu suntem noi aceia cu cuget curat, cu inimă bună, cum era Mântuitorul nostru. Legea ta este în fundul inimii mele, vin să fac voia ta, Dumnezeu. Noi ne sunt date aceste lucruri. Și ele ne sunt date de Dumnezeu. Astfel că întreaga noastră viață de credință trebuie să fie întemeiată totdeauna pe mărturia cugetului nostru, ce îți spune conștiința ta despre felul cum mergi tu. Și adu în fața lui Dumnezeu mărturia cugetului. Tău totdeauna. Astfel că botezul nu e legat de trupul cuiva, ci este legat de cuget. Fie ca Dumnezeu să ne conducă nouă pașii să primim acest botez al cugetului. Doamne, îți mulțumim pentru așa înălțime la care ne chem Tu, fie binecuvântat numele Tău pentru totdeauna, datorită harului nespus de mare pe care Tu ni l-ai oferit în Domnul nostru Isus Hristos ne închinăm și încredințăm ție pe prietenii noștri iubiți care doresc să pășească în botezul cugetului, în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.